această frumoasă dimineață. Invitata mea este Diana Farca. Diana, bine ai revenit în studioul Sputnik Moldova. Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Deja mă simt aici acasă. Spuneam eu odată că ne vom revedea curând la Chișinău și cred că am avut dreptate. Mai zic unii că reușesc să prevăd lucrurile dinainte. Cred că și asta nu va fi ultima oară. Vei mai reveni la Chișinău, poate după ce îți vei scrie noua carte despre care discutăm mai târziu. Dar acum vreau să te întreb cum a fost reîntâlnirea cu cei pe care i-ai cunoscut atunci când ai lansat romanul La Limită aici la Chișinău. Știu că ai avut o întâlnire cu ei, o reîntâlnire cu ei și cu oameni noi. Cum a fost? Eu abia acum am urcat pozele pe internet, așa că ce vedeți voi acolo e 5% din ce am simțit noi. Ieri la întâlnire am fost la Tucano Cafe Brazil. Am fost mai mulți decât trăiesc din poze pentru că n-am reușit să descarc toate pozele de pe aparat. Și a fost foarte, foarte emoționantă, mai ales că nu mă așteptam să se întâmple atât de repede. Eu mă așteptam să vin aici ca să lansez Spitalul, următorul roman. Dar pentru că nimic nu e întâmplător, Cristina Doba, care are librăria, site-ul de distribuție de carte în Republica Moldova și unde se vinde cartea mea La Limită, a luat legătura cu scriitorul Igor Guzun. Eu auzisem de el pentru că e foarte apreciat în România pentru ultima carte. Nu știu dacă și restul cărților au fost distribuite și la noi, dar cel puțin vinil e distribuit în toată rețeaua Libris, la fel ca și cartea mea. Ai reușit să o citești? Nu, abia acum m-am apucat de râd în hohote și el scrie la un moment dat că cartea lui e la fel, scria Valeriu Turea, că vinil e ca o Moldovă miniatură, o carte veselă și tristă. În momentan am dat doar de accentele vesele ale cărții. Am primit două cărți, dar o să încep cu vinil ca să înțeleg mai bine spiritul moldovenesc, că eu am extras doar ce am văzut aici. Și a fost foarte emoționantă revin întâlnirea pentru că s-a întâmplat mult mai repede decât mă așteptam. Grație prieteniei cu Igor și faptului că el a distribuit pe Facebook câteva fragmente din roman și o primă impresie, s-a întâmplat să mă împrietenesc virtual cu doamna Ana Iacob de la Moldova 1, cu care știu că Igor are o colaborare foarte frumoasă și atunci ei m-au chemat în platoul lor. Inițial nu și-au dat seama că eu sunt dinainte de Prut și a fost foarte drăguță doamna Ana. Când ai putea veni, cum zic, cu mare drag, dar eventual să-mi organizez cu o zi, două înainte. Ulterior și-au dat seama că vin din Timișoara, deci totuși bat un drum de circa 800-900 de kilometri. Și am revenit așadar la Chișinău după două luni de la primul eveniment. A fost o reacție foarte frumoasă și din partea celor de la Fashion VIP. E doamna Valentina Lucian, care are revista. Au ei evenimente legale, au o gală de business, știu, au o gală de modă, au ei mai multe rubrici care sunt foarte urmărite în online. Și grație prieteniei cu Tatiana Slivka, care a vorbit la mine la eveniment și care are o emisiune la televiziunea Noroc TV, am apărut și în paginile revistei. Tot primeam așa, pe măsură ce trecea timpul, câte o pagină din interviu, pentru că eu am vorbit mult atunci cu Tatiana și am văzut la fine că sunt vorba de, că este vorba de 6 pagini. Am bucurat iarăși foarte mult. Deci se pare că a prins cartea, a prins spiritul meu. Eu sunt încă foarte mirată, chiar ți-am spus înainte de emisiune, că sunt foarte mulți artiști basarabeni care au cucerit scena de la scena din România. În schimb, invers, numele care sunt deja consacrate, nume de casă, sunt deja cunoscute aici. Ele mă gândesc că sunt apreciate, sunt citite, dar asta e o chestie atipică, zic eu. Nu știu dacă se întâmplă ca un scriitor debutant care abia începe să fie cunoscut în România să aibă ascensiunea la fel de rapidă și în Republica Moldova. Pe mine m-a bucurat mult. Te-ai gândit deja ce ți-a asigurat succesul? Ai analizat lucrurile la rece? Ori cartea a apărut de mult. Nu e acum când ai lansat-o. Pare mi se în 2014, da? Nu, 2015. Dar da. Te referi și în România sau doar în Republica Moldova? Și în Republica Moldova, dar și în România. Ori Republica Moldova este dornică de cărți noi, de autori noi, de suflu nou. În România există mai mulți scriitori da, și este competiția mult mai mare. Ai încercat să analizezi pentru a ști ulterior la o viitoare carte cum să acționezi ca să ai același succes. Pragmatic și vinderea de cărți, nu vreau să sună urât și nu vreau să vulgarizez subiectul. Dar o spun așa, pentru un om care cel mai mult neapărat scriitor, nici nu am pretenții de scriitor sau de artist.
necesită multă seriozitate și implicare și să vinzi o carte și să vinzi o idee, poate chiar mai multă, și să vinzi un calorifer și să vinzi un plan de marketing. Și atunci, un prim lucru ar fi, dacă e vorba de principii de bifat, ar fi seriozitatea. Cel de-al doilea lucru ar fi consecvența, dar în mod indubitabil toate acestea n-ar fi contat nici măcar cartea în sine dacă nu exista un avânt de început, care în cazul meu probabil a fost dat de prefață, pentru că știu că în general criticul literar Alex Ștefănescu nu prea face prefață pentru debutanți și atunci e o diferență de vârstă. Chiar a fost ziua de naștere a domnului, cred că de vreo 50 de ani, aproape. Și a fost în primă instanță efectul ăsta de mirare, cum de însuși s-a înhămat la prefața cărții, pentru că în momentul în care faci prefața, girezi opera artistului. A fost mirare din partea ta sau din partea altora? A mea mai puțin, pentru că dânsul a mai spus asta. Făcusem o listă cu 3 critici literari. Pe unul sper că voi avea ocazia să-l rog să-mi facă prefața celei de-a doua cărți, că am înțeles că avem prieteni comuni. Era domnul Ștefănescu pe listă și ultimul era Daniel Cristianache, care are revista Literatura de azi, e foarte citită în online în românesc, e a treia revistă de cultură, alte două publicații mari. Asta pentru o publicație nouă e o realizare, nu există decât de câțiva ani. Însă ești profesor la Universitatea București, este fiul regretatului critic literal Valeriu Cristea și era și el pe listă. Și s-a întâmplat ca primul om pe care l-am abordat să fie chiar la jumătatea listei, să fie domnul Ștefănescu și el a spus da, deci pentru mine n-a fost mirarea, a fost bucurie mai mult decât mirare. Dar pentru cei din jur a fost mirare în primă instanță. Cum de s-a apucat să facă prefață unui debutant? El primește, am înțeles, multe solicitări, deci nu e vorba că nu dorește să le facă, dar fiind foarte multe, trebuie să filtreze prin ele, mai ales că are o înțeleaptă vârstă, dar care implică anumite neplăceri, care vin, care sunt inerente vârstei. Tu te-ai întâlnit cu el după, nu? Da, ce și cu dânsul și cu soția lui. A spus doar că i-a plăcut abordarea, că a fost cu picioarele pe pământ și a văzut el că va avea continuitate. Chiar dacă nu am nicio treabă cu domeniul artistic și am specificat și mail, adică nu sunt artist, nu știu, acreditat ar fi cuvântul, pentru că nu am o școală de pictură sau de o facultate de litere în spate, am doar cursul de jurnalist făcut la universitate, deci eu sunt calificat ca reporter redactor, doar că nu mai lucrez în presă, însă dânsul a spus că i-a plăcut fix abordarea cu picioarele pe pământ și a văzut el ceva în mine și a avut senzația după abordare că nu o să se termine aici, nu doar cartea. Inclusiv prima carte în sine, că va avea continuitate, va avea un flow firesc al lucrurilor și nu mă voi rezuma, să zic, la o primă lansare și un prim tiraj pe care să mă bucur că le puizez și atât. Probabil și coroborată cu vârsta și cu abordarea mea, a zis el că oamenii o să mă placă. Deci nu știu în ce măsură, că o să placă și cartea sau că o să mă placă. Eu iau ca pe un compliment, mă miră, asta într-adevăr m-a mirat, pentru că în ultimă instanță contează feedback-ul pe care l-ai tu cu cititorii și cu oamenii din presă, din mediul cultural cu care interacționezi. Și aici explicația pentru care e un feedback atât de pozitiv încă o caut. Dar încep să o intuiesc din mediu. De exemplu, aseară am mai pus o piesă la puzzle. În timp ce vorbeam, mi-a scris Igor cartea, pentru că nu a apucat să o scrie, o citise, dar ne-am întâlnit personal abia ieri și eu m-am emoționat că a scris foarte, foarte frumos în carte, nu o să vă spun, dar a fost un mesaj de mult bun simț și de apreciere. Eu, apreciindu-l și auzind de dânsul dinainte de lansarea de la Chișinău, mi-am dat seama că un lucru care le așează în perspectivă e, cred că, modestia, dar nu falsa modestie, probabil, nu știu dacă e modestie sau e simplitate. Asta la interacțiunea cu oamenii. Și atunci, cred că ăsta e un lucru care e apropie pe oameni de oameni. Iar chiar am vorbit de carte la Clubul Cititoarelor Moderne, clubul de lectură care m-a susținut și la prima lansare, care este patronat de Victoria Ana, a și fost cu mine în studio și a vorbit prima oară, avea și ea emoții, la fel ca și mine. Și au fost atât de drăguțe cititoarele și au lăudat atât de mult cartea și au pus atât de multe întrebări cărora le-am răspuns pe rând. Dar când a venit rândul meu, am vrut să scot în evidență și minusurile, care sunt firești și sunt, pentru că e un debut literar și are stângăcia lui. Și atunci ele probabil se așteptau să fac, să închid cercul și să reamintesc toate realizările din România sau să spun care sunt plusurile cărții pe care
din ce am înțeles, le-au văzut singure. Și atunci am zis că ar fi ok să punctez minusurile, doar ca să explic că mi-am dat seama de ele și lucrez pentru volumul 2 la ele. Să înțeleg că îți place să fii critică față de tine și față de ceea ce faci. Foarte, dar îmi zicea o fată de la eveniment, o cheamă Steluța Botescu, știu că e interpretă de, nu știu dacă doar folclor, sau face și canto clasic. Și eu apreciez mult pentru că am cunoscut-o online, cred că tot de la prietenele mele moldovence, nu știu exact cum s-a făcut legătura. Ea a luat cartea ulterior, n-a putut să ajungă la eveniment și chiar m-a întrebat în timpul evenimentului de ieri de ce sunt atât de autocritică. Pentru că e firesc în momentul în care e făcut să mă pildă paharului și explicam că tu ca om poți fi un vas, un pahar plin de bunătate, intenții bune, dorință de a învăța. Deci nu vorbim de calități din astea pe care încă nu le posed, nu sunt înțeleaptă la 28 de ani, dar poți să fii un om cu intenții bune. Și atunci în momentul în care ai în cupa asta toate lucrurile astea bune, dacă e prea plin paharul de el, s-ar putea să dea pe din afară și atunci e bine să fii temperat și să fii autocritic. Nu văd cum altfel evoluezi. Dacă tu nu crezi că e loc de mai bine, mai bine nici nu o să fie. Deci, au fost foarte drăguțe, au înțeles într-un final. Deci eu nu sunt masochistă, sunt foarte mulțumită de mine, sunt împăcată cu mine ca om. Dar clar ar fi în fiecare domeniu al vieții mele multe de lucrat. Iată ce spui despre moldoveni. După vizita în Republica Moldova, zici că cei pe care i-am cunoscut eu sunt de o simplitate ieșită din comun, care te face să te închini cu respect în fața lor, sunt mai familiști. Unii îmi spun că eu sunt ca un copil bătrân, datorită experienței de viață de care dau dovadă. Păi iată că cei pe care i-am cunoscut la Chișinău sunt toți copii bătrâni. Eu am senzația că cei din Republica Moldova, în virtutea evenimentelor istorice, au preluat ce e mai bun și de la români și de la ruși. De ce ești un copil bătrân și de ce unii din Republica Moldova pe care i-ai întâlnit sunt la fel niște copii bătrâni? La mine extindem discuția nu doar la aspectul livresc, la aspectul cotidian al vieții fiecare. Și atunci, dacă exista un chef în liceu, deși eram o fată destul de populară, dar nu prea știu cum îmi ieșea, că nu mă strădeam foarte tare, eram totuși o prezență atipică și atunci dacă mergeam la o zi de naștere, la un majorat, eu eram omul care îi ducea acasă. Dacă ieșeam la ceai și aveam câte prietene supărate, la fel eram unul care o consola și o ducea acasă. Dacă se întâmplă vreo urgență și am și astăzi un prieten sau vreun părinte de-a lui, chiar prietena mea cea mai bună, una dintre prietenele mele cele mai bune e Oana, are o mamă foarte cum se cade, care are o vârstă, dar are o aliură ieșită din comun și e de o eleganță așa rafinată și mai trebuie să plece la aeroport și atunci eu sunt copilul bătrân pe care se bazează în cazul în care fiica ei nu e în oraș. Deci eu zic în modul cel mai frumos posibil că sunt un copil bătrân, în sensul că probabil datorită vieții solicitante pe care am avut-o în trecut, acum nici nu aș mai numi o solicitantă, aș numi o doar binecuvântată, mi-am asumat răspunderi timpurii și atunci am rămas copilul bătrân al grupului. Dar când am venit aici la Chișinău, mi-am dat seama că atmosfera e tot de copii bătrâni, la fel, în cel mai frumos sens cu putință, nu în mod peorativ. Pentru că oamenii se responsabilizează, am senzația mai devreme, și femei și bărbați deopotrivă, deci nu este o discuție sexistă, dar am văzut o anumită finețe la femei. Observ, n-ai cum să nu observ, mergi pe stradă și am fost și aici cu mașina, am fost și în România cu mașina și m-am plimbat și pe jos, dar având cărțile după mine, la evenimente poate prea puțin. Și atunci le vezi din mașină că sunt fetele foarte finuțe. Am văzut prea puține fete. La fel, generalizările sunt periculoase, dar am văzut prea puține fete aici, comparativ cu alte țări sau comparativ cu România, care sunt machiate foarte strident ziua, care au o dorință așa prost înțeleasă de a ieși în comun pe din comun pe stradă. Și aici încă o finețe aparte. Am văzut fete care arătau superb, nu erau machiate deloc și aveau 20-30 de ani. 30 de ani, deci sunt foarte finuțe femeile, iar bărbații, referitor la capitolul responsabilizare, am văzut cupluri de... acestea sunt și în România, nu am dubii, dar poate în mai puțină măsură, am văzut cupluri de 22-23 de ani, 24 de ani, care erau căsătoriți deja. Mie mi s-a părut fabulos pentru că nu erau căsătoriți conjunctural, pentru că au avut o sarcină fata sau pentru că
i-au obligat părinții, pur și simplu și-au dat ei seama și au vrut să-și asume răspunderea. Având, să zic, o relație de câțiva ani, mie mi s-a părut foarte frumos. Chiar am vorbit cu prietena mea și avem vârste similare. Eu am venit la Chișinău, însoțită de o prietenă, Alina o cheamă, are 30 de ani, încă nu e căsătorită și ea a rămas la fel ca și mine, șocată de primul impact, pentru că sunt oamenii familiști. Altceva am observat, asta nu era încă campanie electorală, nu servea unui scop pentru că nu erau, să zic, interese geopolitice în zonă, nu se întâmpla nimic aparte în septembrie când am venit eu aici, pentru voi cel puțin, poate în alte state ale lumii, nu știu, erau alegeri, dar e plin orașul și încă nu am găsit explicația de citate din Biblie și nu cred că erau, că nu era o reclamă a bisericii adventiste de undeva sau pur și simplu sunt oamenii mai aplicați asupra spiritualului și am văzut că toți aveți un talent. Adică un meșteșug pe care îl duceți cu voi. Am primit la lansarea de ieri o păpușă sub forma unui căluț de jucărie, care sunt ca păpușile acelea pe care le aveți voi și le puneți în casă. Eu am crezut inițial că ideea e că aceste păpuși făcute de mână binecuvântează locul. M-am gândit că sunt o urmare a războiului, că, de exemplu, în România știu că mai aveam bunicii mei fiind războaiele, fiind o perioadă plină de lipsuri, împleteau pentru copiii lor sau făceau păpușile de mână. Nu, pur și simplu au păstrat meșteșugul, că e frumos, mi s-a părut fabulos. Data trecută am primit un îngeraș, încă l-am în casă, la fel lucrat de mână. Și e farme cu lucrurilor care în alte părți a pierdut. Pe mine asta m-a impresionat. Deci... Ai primit cadouri aici în Republica Moldova. Ție da. Îți place să faci cadouri? Din câte am observat eu cel puțin, îți place? Ori de câte ori ai venit la noi, la Sputnik, ai venit cu ceva? Acum eu făceam autoanaliza și la modul cel mai serios am mai zis asta și nu la proiecte de voluntariat, la tot ce faci în momentul în care oferi, că tu îți oferi ție, nu oferi pentru celălalt, există satisfacția pe care o ai tu când vezi bucuria. Nu contează că e o cutie de bomboane. Dar mă autoanalizam și mi-am dat seama că pe măsură ce cresc, e firesc așa când muncești și te străduiești și realizările materiale să fie mai mari. Am observat că în momentul în care erau mai mici, poate eram, nu știu, dornică să fac cadouri care stai răsuflarea, care sunt mari ca și quantum, care sunt mari material. Acum, pe măsură ce am început să prind rădăcini din toate punctele de vedere și stabilitate, cadourile nu sunt neapărat valoroase, sunt valoroase doar ca expresie morală, adică nu mă mai străduiesc să-mi strâng bani, să zic, să iau unei cunoștințe un cadou ieșit din comun ca preț. Pur și simplu mă strâng bani, mă chinui să-l surprind prin gest în sine. Deci sunt poate lucruri mai mici, dar mai subtile și mi-am mai dat seama de încă ceva, că înainte îmi plăcea mai mult să dăruiesc decât să primesc. Tendința a rămas, dar când eram eu mai micuță, îmi plăcea foarte mult să dăruiesc pentru că, o să sune ciudat, e o formă de a primi apreciere și de a îndatora. Sper să nu sună prost înțeles, dar pe măsură ce am crescut, cadourile nu le mai fac niciodată, chit că e vorba de o cutie de chibrituri sau o cutie de bomboane sau o carte, nu le mai fac gândit, chiar le fac intuitiv și nu ca să primesc apreciere sau ca să îndatorez. Și asta contează foarte mult, cred. Și pentru tine și pentru interlocutor. Dar, da, cadourile sunt parte din viața mea și încă îmi place mai mult să dăruiesc, dar mă și bucur de surprize, dar surprizele nu sunt neapărat cadouri palpabile. O surpriză și, nu știu, invitația la emisiune. Vorbeai de tendință și o tendință din ultima perioadă este și aceea de a dărui cărți. Cel puțin în Republica Moldova se atestă. Eu am avut o surpriză atunci la nuntă, când am sărbătorit nunta, foarte mulți au venit cu cărți. Este cumva și în avantajul tău? Crezi că astfel cărțile tale vor ajunge asta la mai multe persoane? Asta a fost cea mai mare surpriză din Republica Moldova, că am stat și am analizat tot ce s-a întâmplat în zilele în care am fost aici, vreo 4-5 la număr, și am avut timp să mă aclimatizez. Și m-am întors acasă și încă eram șocată de faptul că aici mirii primesc cărți pentru noua lor bibliotecă. Aparte de semnificația morală și afectivă și practică până la urmă, pe mine m-a bulversat, pentru că la fel vorbește de niște copii bătrâni care se conformează pe măsura înaintării lucrurilor, că suntem totuși în anul de grație 2016 și atunci vin influențe din toate părțile și aici. Dar asta a fost o chestie care a rămas
și care e specifică locului. Pentru că voi n-ați învățat să dăruiți cărți nici din vest, nici din est, nici din sud, nici din nord. Tradiția lua naștere aici, mi se pare ieșită din comun. Cu siguranță ajută piața de carte în măsura în care librării care există online și nu lanțuri mari, cum sunt în România de distribuție și care au mare parte din segmentul de piață, să zic, sunt lanțuri în România care poate fac 30% din distribuția și vânzarea de carte din țară. Și atunci mai rămân alte 1-2 lanțuri și există, nu e un monopol, există un grup de librării care conduc piața de carte și altele mici care se chinuie cu mai mult sau mai puțin succes să supraviețuiască în online. Și atunci Moldova, fiind stat mai mic, îi prinde foarte bine această tradiție pentru că e pretextul ideal să dăruiești. La fel, cred că se întâmplă, uite, vedeți asta din vânzările de carte din perioada sărbătorilor, întotdeauna cresc. Da, aici asta o să fie o tradiție care va afecta în toate perioadele în care se organizează nunți și nu e postul acela, vânzarea de carte în mod pozitiv. De exemplu, la e-librăria, pe site-ul care face distribuția romanului, ele vin special ca daruri de nunți. Cred că puteți specifica să nu fie ambalate, pentru că ele, în mod firesc, pleacă ambalate, cu iasomie, lavandă, deci sunt, de fapt, mărturii de nuntă, cărțile, în momentul în care părăsesc librăria. Acum, nu este trecut acolo o dedicație, dragă Gheorghe și dragă Maria, vă doresc casă de piatră, dar pleacă într-atât de frumos ambalate și ambalate de mână, încât, în mod gratuit, în momentul în care ajung, ele pot fi liniștit folosite ca mărturii de nuntă. Ai intrat într-o librărie din Republica Moldova? Ai văzut care este oferta de carte din librării? Nu, și vă zic și de ce. Tot pierd timp, petrec timp pe magazinul online de carte. N-am intrat pentru că ieri, de exemplu, nu am apucat să achiziționez vinil de la noi. Abia ieri mi-am făcut timp și apucând să-l achiziționez, am venit aici pornită pe ideea că voi căuta o librărie deschisă la ora 18, undeva probabil în mall, și voi lua cartea. Și între timp mi-a zis Cristina, nu este necesar, stai liniștită că doar le distribuie și ea online. Am vrut atunci să mai cumpăr două cărți și s-a întâmplat același lucru, dar o să intru oricum până plec chiar astăzi într-o librărie pentru că aș vrea să văd ce autor mai aveți contemporane care poate nu am auzit, care poate sunt și la voi debutanți și poate mă vor lovi în librărie, în sensul că Cristina are foarte, foarte multe cărți pe site-ul ei, libreria.eu, dar poate sunt anumiți scriitori moldoveni, debutanți, de care inclusiv eu sau ea sau alții nu au auzit. Deci o să intru. Ce am văzut eu de pe magazinul online, am mai zis asta că moldovenii citesc și zicea cineva că ar putea liniști să mă contrazică, nu citesc atât pe cât aș crede. Eu cred că citesc, dar cărțile, pentru că cred că e modalitatea moldovenilor de a-și manifesta, nu știu, aprecierea pentru cultură, nu știu dacă aveți și timbre de carte specifice pe care noi nu le avem și asta ridică prețul cărții, dar prețurile Moldova au un preț destul de piperat pentru buzunarul unui moldovean. Este scump în comparație cu salariile de la noi. Dar nu doar cu salariile, că atunci comparația, dar puțin mai fericită, se poate face și în România. Sunt scumpe oricum cărțile autorilor contemporani. De exemplu, eu, Igor sau alții care au și evenimente, indiferent că e vorba de un eveniment pe an, un eveniment la 2 ani sau 2 evenimente pe lună, avem un preț al cărților care reflectă și asta. Voi, de exemplu, am văzut că în magazin online exista Eliade și am râs că era la un moment dat în topul vânzărilor. Vă dați seama că mi-era rușine și eram lângă Eliade acolo, în stânga și în dreapta, flancată. Și avea un preț de carte mai mic. Pentru că nemai plătindu-se acel drept de autor la 50 de ani de la moartea creatorului... Prețul este mult mai mic. Da, dar mult. În schimb, voi păstrați... Respectul ăsta se reflectă și în prețul de carte pentru cei care vin la evenimente aici. Doamne, ea, diferența nu e mică și se poate întâmpla să existe colecții de scritori clasici și să cumpăr Dostoevski chiar dacă nu se mai plătește acel drept de autor și prețul cărții ar putea fi mai mic, doar în virtutea valorii pe care o are el ca scritor și să face atunci și diferențierea de preț. Deci e la fel de scumpă poate cartea și se întâmplă ca cărțile ale debutanților să fie mai ieftine, chiar dacă tu pe ei poți întâlni în persoană, îi poți cunoaște la evenimente. Doamnelor, domnilor, am revenit în studioul Sputnik Moldova. Vă reamintesc că suntem alături de Diana Farca, scriitoare din România, o tânără talentată care, iată că a cucerit publicul de la Chișinău cu romanul său de debut, intitulat La Limită. Dar spuneam înainte de buletinul de știri că Diana mai are o pasiune, cea pentru pictură. Eu ți-am văzut operele de artă pe Facebook.
zâmbești acum, dar într-adevăr ai talent. Cel puțin părerea mea, ca simplu privitor. De unde vine această pasiune și predomină ea asupra scrisului sau nu? Nu, planează așa vag. Eu zâmbesc pentru că mai aud aprecierea asta. Acum, eu nu mă simt nici scriitor, dar dacă mă numiți scriitor și probabil o să scriu a cincea carte, o să încep să vă cred pe cuvânt. Dar la fază cu pictură și cu grafică zâmbesc pentru că pictez și fac grafică de mică. Da. E doar o pasiune care mă calmează într-atât de tare încât am spus și ieri la eveniment. Nu cred că îi voi da curs vreodată încât să o transform în ceva mai mult. E hobby-ul meu creativ și mă relaxează teribil. Cred că în fiecare din noi zace un pictor, din punctul ăsta de vedere poate și un scriitor, dar sunt anumite elemente estetice pe care dacă îți dai seama de noțiuni primare, de simetrie, de geometrie în spațiu, poți să pictezi cu mai mult sau mai puțin efort. Nu zic că implică mult efort la mine, dar zâmbesc pentru că nu cred că o să fie niciodată mai mult decât o pasiune, care într-adevăr m-a ajutat de mai multe ori în situații practice. De exemplu, am făcut coperta cărții. Asta voiam să te întreb. Coperta romanului La Limită a fost făcută de tine? Da, doar că eu nu știu să desenez pe tabletă ca un grafician și nici n-am tabletă, în sensul că nu s-ar justifica achiziționarea ei, e foarte scumpă și să desenezi o siglă la 2 ani nu e neapărat necesar. Sau, de exemplu, am făcut la fel ca și coperta și mi-a transferat-o cineva pe tableta aceea de grafician, sigla primei mele firme, care erau constăm doi ochi și nu știam să explic băiatului să facă privirea încât să fie bună pentru o agenție de evenimente, dar care avea și fete pe care le trimitea la evenimente, la Cupa Austriei, la carturi, la calendare de lingerie prin Uniunea Europeană și atunci trebuia să fie totuși mai feminină, dar să nu fie feminin puerilă. Totuși să se identifice și un bărbat cu ea, să-și dea seama că se adresează segmentului feminin de piață, dacă e o firmă serioasă. Și atunci tot explicând eu băiatul, neînțelegând el fiind băiat, rocker, probabil cu o grafică mult mai brută în minte, m-am pus și am desenat și ulterior și-a dat seama, a zis că da, e chiar ok. La fel mi-a pus-o pe tabletă, mi-a transferat-o. Și asta s-a întâmplat și cu cartea. Dar nu o să servească nici când mai mult decât unui scop practic. În momentul în care am o siglă sau ceva de făcut, flyere mi le mai fac fluturaș singură, dar asta ține deja de grafică, deci nu de pictură cu mâna. Și m-a întrebat cineva pe când într-o viitoare carte voi face și segmente de grafică. Niciodată, pentru că n-aș vrea să le combin la modul acesta. Eu mă chinui să scriu bine, acum să mă chinui să și scriu bine și să fac grafică bine, coerent în aceeași lucrare, nu se iasă neapărat fericit. Deci nici nu se pune problema să o iau în serios. Dar sunt multe lucruri frumoase care s-au legat datorită mâzgălitului meu. De exemplu, acum știu la ce te referi, ultimele două desene sunt în acril. Una i-am dăruit-o lui Claudiu, un om foarte drag mie de o modestie și din comun. Suntem foști colegi de facultate, unul dintre prietenii mei cei mai buni și cadou de casă nouă, i-am desenat o lună și a și agățat-o prin casă. Cealaltă, Ioana, i-am promis de foarte mult timp o lucrare, tot n-am apucat timp să-i o fac și atunci până la urmă i-am dăruit, acum și ea s-a mutat la București. Cadou de casă nouă i-am dăruit trandafirul acela pictat. I-am dăruit prietenului meu la momentul ăla un autoportret atât de subtil realizat încât nimeni nu și-a dat seama că e vorba de un autoportret. Ar fi fost oarecum ciudat să mă întâlnesc cu secretara sau cu femeia de serviciu pe hol și să zic că tu ești și o să zic da, într-adevăr, pentru că e o reprezentare a unui înger, dar destul de senzuală și atunci mai bine că am plasat-o acolo din incertitudine. Am avut o colaborare, asta mi-am amintesc acum, povestim cu tine, am și uitat, am avut o colaborare cu Federația Română de Fotbal în România și le furnizam anumite materiale promoționale și fetele pentru evenimente în momentul în care erau evenimente, calificări pentru Cupa UEFA sau evenimente mari, finale de cupe, să zic, finala Cupei României, o serie de evenimente, până a fost problema, este o problemă cu echipa Poli Timișoara și cu stadionul Dan Păltinișan, își împărțeau acolo jurisdicția, era vorba că el a rămas într-o perioadă, nu în paragină, dar oricum, cu o situație juridică incertă, până să se întâmple asta, multe evenimente se țineau pentru că
Lia Manole, la Lia Manoliu se făceau lucrări în București, se mai construia un stadion și acolo nu era gata, stadioanele de la Dinamo și de la Steaua la fel erau în renovări și s-au ținut multe meciuri de calificare pe stadionul de Păltinișanu din Timișoara, pentru că avea o nocturnă performantă, stadionul era foarte ok, s-au ținut finale de cupe la noi și atunci am avut colaborarea cu ei și mi-am amintit că stând la recepția de după Cupa României din 2007, dacă bine mi-amintesc, stăteam eu cu o grămadă mare de bărbați la masă și cu soții, prietene, cine mai era acolo și gândindu-mă, visând la stele, unul dintre ei mi-a spus că are o pasiune pentru arta japoneză. Colaborator de-a meu cu care chiar aveam firma de marketing care chiar dădea contractele. Și din una în alta, fără vreun interes că contractul primisem ceva, știu că am zis că poate am să-i trimit o pictură, lucru pe care l-am și făcut. Eu cred că s-ar fi bucurat omul pentru că s-a șocat de gest și dacă i-aș fi trimis rețete de teiței în japoneză, cum sunt tatuajele acelea de pe internet. Chiar i-am trimis o binecuvântare în japoneză, m-am chinuit, am tot căutat, am întrebat pe cineva care era nativ și s-a bucurat foarte mult. Deci s-au legat lucruri foarte frumoase de ordin afectiv și profesional, dar nu mă iau în serios, doar copilăresc, pentru că mă relaxează foarte mult. Spuneai acum că te-ai chinuit foarte mult să-i trimiți acel mesaj în tocmai. Îți place să acorzi atenție lucrurilor mărunte sau detaliilor? Asta am observat noi în romanul La Limită, ori foarte mulți au învățat istorie, dacă putem spune, din roman. Sau au mers în acea perioadă istorică. Tu ai analizat foarte bine, te-ai documentat extrem de bine pentru a da datele reale și pentru ca să pară cât mai aproape de realitate acel tablou. Acum lucrezi la un nou proiect literar, așa cum ai zis, se va intitula Spitalul și în câteva rânduri pe care mi le-ai spus pe o pagină de socializare, va fi despre acele boli intraspitalicești. Te apuci de investigat acele boli, te apuci să înveți limbajul ăsta legat de domeniul medical, fiindcă, într-adevăr, ești perfecționistă. Și asta te va face să oferi acea notă de perfecțiune romanului pe care îl scrii. Există o pagină, dacă voi intrați, eu scriu la o revistă, cred că sunt cel mai tânăr colaborator, la revista culturală de care vă pomeneam mai devreme, se numește Literatura de azi. Și dacă intrați pe Literatura de azi, puneți o bară și scrieți brainstorming, asta e rubrica mea, care apare în fiecare joi. Și acolo, la un moment dat, chiar o să aveți un articol, Spitalul, de acum câteva luni, care reprezintă de fapt începutul cărții. E singurul pasaj care îl pun, nu mai postez decât când e gata lucrarea, dar mediul spitalicesc din România și infecțiile și celelalte dedesubturi vor constitui doar hook-ul, vor constitui o poveste alternativă care o să te facă să te aclimatizezi spațiului de acolo, energiei. Povestea în sine e despre cu totul și cu totul altceva, e despre normalitate versus nebunie și vrea să te pună ca cititor în postura de a regândi tot ce credeai tu că știi despre normalitate. Deci e doar o poveste construită pe două planuri narrative, un plan real și un plan fals. Iar tu la final, în sfârșit, îți vei lega ideile în cap, îți vei da seama ce e iluzoriu în cartea aia și ce e realitate și atunci e mai degrabă multă psihologie în carte. Poate să și referințe istorice, dar e multă psihologie, pentru că urmărește poveștirile unor nebuni frumoși, dar va fi tratată și tema infecțiilor și va fi tratată și tema mediului medical românesc. Nu din dorința de a face politică, că nu am avut-o niciodată, sper să nu o port cu mine vreodată, dar sunt lucruri pe care dacă le spui unui străin, nu că în străinătate nu ar exista. Infecțiile astea intraspitalicești există și în Asia, există și în Europa, pretutindeni. Și ei se luptă spitale din toată Uniunea să le reducă pe cât mai mult posibil. Dar în momentul în care iei contact cu o lume ca România, am mai spus, care e membră a Uniunii și care e totuși stat civilizat, nu e stat unde se duc ajutoare redirecționate din țările nordice sau mai știu unde, nu e zonă de conflict și în care totuși ai oameni care mor pe capete, aș vrea să reiasă din carte cel puțin o trăirea generală pe care o ai când ești într-un spital din România. Asta se aplică și la Republica Moldova, pentru că te poți duce în Germania și la fel de bine poți lua o infecție intraspitalicească. Am prieteni doctori în clinică acolo, dar am văzut în ce condiții lucrează. Într-adevăr, probabil șansele sunt mai mici și experiența cu
cotidiană, dacă stai acolo internat, să zic, 3 luni de zile, ai timp să te aclimatizezi. Experiența e mult cert alta, pentru că aici în România există spitale unde în salon stăteau și țineau ligheanul în mijloc ca metodă de a opri ploaia în momentul în care curge în salon. Sau aveau igrasie, aveau granulele, sunt mulți pacienți, că de asta avem. În România suntem campioni. Sunt și lucruri bune, sunt oameni minunați, inclusiv din Republica Moldova, care mulți se îndreaptă către Iași sau către zone din est în România, care sunt aproape de casă și unde lucrează ca doctor. Sunt oameni geniali din sistemul medical și sunt mulți oameni geniali care pleacă și în România și în Republica Moldova. O explicație ar fi aparatura proastă, o explicație ar fi inclusiv componenta morală, infecțiile astea și situațiile cu care te întâlnești mult mai des în România sau în Republica Moldova decât în alte părți, pentru că avem, spuneam, nu știu care e situația în Republica Moldova, dar în România, dacă o comparăm la Uniunea Europeană, avem cele mai multe morți infantile și explicația e tot asta. Deci nu pentru că se nasc copii mai mult la avem mult cert, nu în România. Dar e vorba de o perioadă dificilă, fragilă, iar primii care sunt atacați sunt copii și persoane vulnerabile, cele care sunt pe ATI, cele care ajung la urgențe cu traumatisme grave, cele care ajung în secții de arși, unde e nefiresc să existe și totuși există. Și atunci de asta și morțile infantile la noi și anumite probleme care rămân la ideea că sunt specifice. Și afară sunt boli și afară există un doctor care se duce la lucru, poate nu e conștient care are coli, merge la toaletă, se spală pe mâini, dar nu știu, pune un germen pe clanță. Dar dezinfectarea și procesul de prevenție se face altfel și atunci șansele sunt mult mai mici de îmbolnăvire. În schimb, în România, nu știu, spitalele sunt adevărate incubatoare de germeni. Te duci într-un salon, am o cunoștință chiar la Alba Iulia, e deja în al 8-lea an de proces, e o femeie modestă, lucrează la biroul nostru de asigurări. În loc se numește birou și ea face asigurări, deci în Alba Iulia, o femeie extraordinară, s-a dus în spital, cred că cu apendicită sau total altă problemă medicală și deja se luptă cu streptococ auriu de câțiva ani de zile. Deci să înțeleg că ideea romanului vine din realitatea pe care ai văzut-o tu. Ori, dacă îmi permiți, atunci când ai scris romanul La Limită și după asta la lansare deja la Chișinău, noi vorbeam despre acea problemă a drogurilor pe care ai abordat-o în roman, pe lângă ideea principală. Tu vrei ca în fiecare carte a ta să identifici câte o problemă și prin carte să o transmiți ulterior cititorilor? Ori știu că deja, nu știu, poate lucrezi deja la limită să o traduci sugestii. În altă limbă? E deja, va fi prima, uite, iar mă surprind singură sau mă surprind oamenii. Eu le-am luat lucrurile pragmatic cu experiența ce aveam eu din afaceri, nu din scris și mi-am dorit foarte mult să fie La Limită în engleză, în germană și în franceză. Și, dar de ce nu mi-ar plăcea să fie și în rusă sau într-o altă limbă? Pentru că sunt sigură că ar prinde. Chiar am avut o discuție cu cineva de aici și cu siguranță găsesc mai repede aici lingvistul decât în altă parte care se știe rusă. Dacă știți, uite, lansez apel și vă gândiți. Dar mă gândeam la țările acestea pentru piața din vest. De ce? Pentru că există, inclusiv cultural, o anumită tendință. În momentul în care, dintr-o țară marginală, să zic o țară balcanică, sau o țară ca România, o țară ca Republica Moldova, un scriitor pleacă către vest, de ce se face acest marș către vest? Ei au probabil de foarte mult mai mulți ani, de ce să nu recunoaștem, mijloacele de promovare și toată infrastructura asta culturală construită. Și atunci, în momentul în care ajungi în vest, doar ajungi în vest pentru ca ulterior să închizi cercul. Vei ajunge și în est cum? În momentul în care o carte e vândută în țările nordice, în Germania, în Marea Britanie, ajunge automat sau aproape automat, deși e o piață specifică America, dar are mulți cititori, 400 de posibili de milioane de posibili cititori, ajunge în America. Ce e în America, ulterior, oricum devine preluat și în Japonia, Rusia, în alte țări. Deci se face doar un cerc, se închide cercul. Și atunci, o modalitate bună de a ajunge să fac parte din cerc era să o traduc în astea trei limbi de circulație internațională, dar s-a întâmplat că eu m-aș fi așteptat să fie germană prima limbă, fiind o limbă pe care o iubesc foarte mult și pe care o stăpânesc. Și atunci m-aș fi ajutat la evenimente. S-a întâmplat să fie gata în franceză. Și o va traduce o traducătoare foarte cunoscută în România, o cheamă Margareta Barta, ea a fost prietenă, Dumnezeu să-l ierte, inclusiv cu scriitorul Samuel Beckett, e o femeie remarcabilă, are aproape 80 de ani. Grație unei conjuncturi foarte fericite s-a hotărât să traducă la carte, a gătat deja primele capitole. Și atunci, care e chestia cu problemele tratate? În momentul în care cărțile fac exodus, adică fac drumul ăsta, ar fi frumos ca oamenii să afle de probleme și în mod firesc, tu în momentul în care te poziționezi de o parte sau alta istorie, te poziționezi de, în funcție de locul în care te naști. Bună întrebare.
Ne poziționez poate când vine vorba tocmai de lucruri, de probleme sociale în funcție de locul în care te naști. Fiind o chestie apropiată, cea a infecțiilor spitalicești, cu rotavirus, E. coli, streptococul aureu, clostridium dificile, care sunt toate foarte rezistente la antibiotice, e o problemă cu care rezonez mai bine poate eu din România, existând în spitale, decât cineva din Anglia. Dar problema, ca asta am vrut să zic, cel puțin problema vicilor, nu o tratez doar ca o problemă socială. E o chestie de ordin afectiv, pentru că boala secolului 21 e depresia, de la carențele afective ale oamenilor și dezechilibrele din ei, apar de fapt vicile. Că mă întreba cineva, n-am vicii, că suma vicilor e mereu constantă. Poate le am, dar ale mele sunt mai subtile. Nu am niciun viciu fizic sau nu am niciun viciu evident. Nu fumez, nu beau, nu mă droghez. Beau cafea, într-adevăr, cu plăcere, dar liniștit pot să stau fără să beau cafea, deci nu cred că sunt dependentă de cofeină. Într-adevăr, mă revigorează. Dar poate sunt altele vicile mele. Poate e obsesia de a fi mai bun, nevoia de a avea mai mult sau mai bine, sau și sunt și astea vicii în măsura în care ne ajung să ne conducă viața. Dar și în cartea a doua va fi, de exemplu, un drogat, altă problemă socială. Un drogat, eu zic intenționat, ca să sună peorativ, pentru că oamenii au distinția asta ciudată ca la probleme. În momentul în care, de exemplu, tu nu ai o problemă pe care se întâmplă în sistemul spitalicesc din România, simți că nu te afectează, dar te afectează în mod direct. Tu abia în momentul în care iei contact direct cu ea, adică bunica ta se îmbolnăvește de rotavirus sau un copil, că uite, sunt predispuși, atunci te gândești că te-ar putea lovi direct. La fel și când vine vorba de vicii. Toată lumea are anumite droguri pe care le privește cu reticență mai mult decât altele. Adică nu e ok să fumezi pentru că produce cancer, dar oamenii cu siguranță se vor uita mai murdar la cei care consumă legalele, așa numitele legale de la noi, sau, să zic, heroină în detrimentul calmantelor. Că și calmantele dau o dependență care tu o poți, în momentul în care îi măsura-o, e similară cu cea de la heroină, sedativele. Dau o dependență foarte mare. Spuneam că deja ești destul de informată pentru a scrie acest roman, așa cum și presupuneam eu că vei face o întreagă investigație în acest domeniu, fiindcă tu nu poți să dai ceva în carte fără a cunoaște de la fața locului toate detaliile. Un alt detaliu pe care aș vrea să-l aflu despre tine, tu ai fost un copil bolnăvicios? Nu. Ba, de fapt, mint. Am avut o perioadă destul de lungă în care am fost un copil bolnăvicios, dar ulterior nu am mai avut nicio problemă medicală foarte mulți ani. Am înțeles. Înseamnă că asta se trage doar din perspectiva omului care stă într-o parte și analizează lucrurile din jurul lui. Da, nu mă atinge acum, mă direct. De ce te întrebam? Fiindcă foarte mulți au tendința aceasta de a pune pe foaie propria existență, propria experiență. În romanul La Limită ai reușit să pui câte ceva din propria ta experiență și din preferințele tale în spitalul ce se va regăsi. Eu râd că mi-am amintit că mi-ai spus cândva, nu cred că în persoană, cred că pe internet, că ar fi multe de scris. Când ai citit site-ul, cred că și dacă scrie despre mine, dar eu trebuie să mai cresc ca să scriu despre mine, încă n-am chiar atât de multe de povestit. În romanul întâi, într-adevăr, erau multe din gusturile mele. Deci șirul narrativ nu prea are și n-are legătură cu viața mea, dar erau parte din valorile mele și erau gusturile mele. De exemplu, gusturi muzicale. Era Dina Washington, care îmi place mult. Era Johnny Cash. Astea o să se păstreze cam în toate cărțile, pentru că ne influențează și ok, facem așa un serviciu de informare. Și cine vrea să documentează mai departe sau nu. Dar eu zic că, în cel mai rău caz, primiți câteva sugestii muzicale care să vă placă sau nu. O să mai se regăsească și alte gusturi. La modul profund sau abstract, nu pun în cărți întrebări cu care sunt obișnuiți, nu cititorii, oamenii în general. Adică nu cred că o să scriu în cărți experiențe amoroase. Am inclusiv scene de ochiate în prima carte. Nu am nicio legătură cu viața mea per se. Nu cred că o să pun vreodată, inclusiv prima carte, care a fost declanșată și de iubirea, ca să-i zic, nu știu dacă neîmplinită sau neadecvată, foarte mare pentru un om, o relație care s-a încheiat și atunci a fost modul meu de a trece mai departe, dar nu are nicio legătură cu șirul narrativ. E total altă poveste care m-a ajutat pe mine. E o terapie prin scris. Dar nu pun fructul terapiei pe pagină. Deci personajele nu o să aibă la fel ca în prima nicio legătură cu mine. Apare chiar băiatul dependent de legale care... La fel, nu e o dependență pe care să o cunosc decât de cealaltă parte a baricadei că am făcut voluntariat
antidrog. Apar și infecțiile cu care eu nu m-am lovit, dar pe care le-am văzut și care, repet, sunt nefirești și la fel ca problema oamenilor fără adăpost. Eu doar le semnalez și mai departe vedem ce se întâmplă, că nu sunt politician, sunt și eu scriitor. Pot doar să le semnalez și să mă preocupe și vedem ce se întâmplă. Ce să zic, sper să citească mulți oameni cartea și atunci o să audă poate mai mult și o să existe, nu știu, reacții mai mici sau mai mari, măcar locale. Voiam deci să te întreb, la limită a fost scris în Suedia. Da. Acum, spitalul unde mergi să scrii? Pentru că tu ai nevoie de... Acum m-a întrebat cineva de ce tot plec. Eu tot plec nu pentru că nu pot să scriu. Pot să scriu foarte frumos în Apuseni, pot să scriu la Cernăuț, pot să scriu la tine în casă, liniștit, dar eu nu găsesc întotdeauna liniștea efectivă. Eu sunt un om liniștit și împăcat cu mine, dar dacă sună telefonul din două minute, se mai întâmplă trei lucruri și mă distrag de vreo 10 ori în momentul în care mă apuc la masa de scris, automat pierd inspirația. Și atunci eu doar mă duc ca să o regăsesc acolo, captez mai mult timp. Cum scriu, eu scriu non-stop. Chestie care chiar vorbeam ieri, povestea Igor, că el este un scriitor organizat și se pune dimineața înainte de a-și începe ziua, de a face orice altceva și scrie. Pentru că atunci nu-l pistonează telefoane, nu se întâmplă nimic. Și mă gândeam că am încercat și eu asta, dar nu m-a ținut mult, pentru că după două zile s-a întâmplat o chestie atipică să mă sune cineva la 6 dimineața și să mă întrebe când expiră nu știu ce act, pentru că pleacă din țară. Și acum v-ați gândit să mă întrebați, da. Și n-am știut ce să răspund, dar la fel, îmi pleacă inspirația asta. Și atunci eu fug la propriu, îmi redirecționez toate apelurile către asociatul meu, Mihai, care îi mulțumesc pe această cale și mă pun și scriu. Și râd acum pentru că acum o să mă duc să scriu la cald în Thailanda, dar eu glum aici pentru că gluma vine din nord și întrebarea era cam ce fac suedezii iarna, cum se distrează suedezii așa de bine iarna, că știți că e fric tot timpul anul, iar iarna e un fric de lângheață și lor oasele, chiar dacă sunt obișnuiți. Și ei se distrează, suedezii nativi, nu cei care lucrează acolo și încă se integrează, în Thailanda. Pentru că în Thailanda e cald și au ofertele foarte bune și pleacă. Un suedez pleacă probabil cu, nu știu, 1000 de euro în Thailanda. Și atunci mă refer avion și parte din cazare. Dar influențat suedezii. Da, în bine, dar acum am zis că nu repet aventura suedeză, că e totuși frig. Mă duc în decembrie în Thailanda, o lună de zile întreagă în care o să scriu. Diana, și pe finalul acestei emisiuni vreau să punem în discuție o problemă de aici, din Republica Moldova, fiindcă, din câte am înțeles, eu așa cum presupuneam și am spus-o și mai sus, fata sau autoarea viitoarei cărți intitulată Spitalul, te-a informat destul de bine despre sistemul spitalicesc din România și nu doar. Iată, vreau să știu care ar fi părerea ta despre un caz care a avut loc în Republica Moldova recent, duminică. O femeie de 31 de ani și-a pierdut viața din cauza că medicul, sau cel puțin asta este prima versiune spusă de apropiații femeii, medicul ar fi refuzat să scoată firele postoperatorii, fiindcă femeia nu i-ar fi dat mită. Este o chestiune, mă rog, urmează pe 5 decembrie, va fi deja rezultatul final, cauza decesului acestei femei. Cu toate acestea, ideea este alta. Ce părere ai tu despre corupția din sistemul spitalicesc, ori cum este în România și dacă acest fenomen persistă și acolo? Eu am aterizat, știam că voi ateriza la voi chiar în plin scandal cu alimentele. Habar n-aveam de cazul femeii, chiar nu eram la curent. Deci știam de alte chestii de corupție, nu de femeie. Corupția e cancer generalizat în România, probabil se aplică și la Republica Moldova. Probleme sociale sunt peste tot în lume. Diferă politicile cu care se gestionează ele. Există exemplu socialist, democrat socialist din Suedia, care au o politică socială foarte bună. Există exemplu american, care au și ei problema cu Obamacare, dar au parte de îngrijiri. Există, pe exemplu, Germania, iar stat democrat, e ok. Corupția există pretutindeni, dar în țări ca România și ca Republica Moldova e un cancer generalizat pentru că e perpetuată de la 4 ani când intri la grădiniță și intri, să zic, pe baza unui examen în engleză și inclusiv la acelea părinții se gândesc să-l fraudeze, să-l corupă, să-l cumpere și periculos. Așa mai departe. Da? E periculos. Până la chestii de natura asta grave, care au fost și, din păcate, cred că vor mai persista fără o schimbare. Diana, trebuie să încheiem aici, discutăm după emisiune. Doamnelor și domnilor, am discutat în studioul Sputnik Moldova cu Diana Farca.